Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Clubul Artelor. Sunt Roxelana Radu și în următoarele 50 de minute vom vorbi despre omul bun. De ce despre omul bun veți afla în cele ce urmează, însă, înainte de toate, aș dori să vă prezint invitatele, că sunt doamne, trei doamne sunt astăzi, invitatele mele de astăzi. Ele sunt următoarele. Doamna Antonescu Gabriela, care este director executiv la Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău. Bine ai venit, Gabi, și mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Neagu Filoftea, președinte al asociației copiilor cu handicap fizic din România, filiala Buzău. Bine ați venit, doamna Neagu, și cu mulțumiri că ați fost de acord să fiți astăzi prezentă în studio. Mulțumesc pentru invitație și cu mare drag și oricând sunt prezentă. Eu vă mulțumesc. Și doamna Ionescu Narcisa, coordonator al centrului Bonom și șef serviciu asistență și protecție socială în cadrul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău. Bine ai venit, Narcisa. Bine. Și mulțumesc. Mulțumesc că ai fost de acord să fii astăzi aici cu noi și să discutăm despre, așa cum vă promiteam, stimați telespectatori, despre omul bun. Iată dar că subiectul de astăzi este centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități Bonom, adică omul bun, Bonom asta înseamnă. De aceea am și pus titlul ediției de astăzi, Omul Bun. Mărturisesc că la început m-am așteptat, discutând cu invitatele mele mai înainte de emisiune, m-am așteptat ca sintagma omul bun să se refere, să ne aibă în vedere pe noi ceștilalți, aceștia care suntem chemați să dăm dovadă de bunătate, de empatie, de ajutor, de disponibilitate față de persoanele cu dizabilități. Din contră, însă, am aflat, mărturisesc cu o oarecare surprindere, că omul bun sunt de fapt ei, copiii deveniți între timp adulți, copiii cu dizabilități. Doamna Antonescu Gabriela, unde este centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități despre care vorbim astăzi? Unde se află el? Acest centru se află în mijlocul orașului, în centrul orașului, în spatele străzii Piața Cuza Vodă, într-un fost punct termic, PT20, care a fost amenajat astfel încât să răspundă nevoilor unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități. Spuneați despre denumirea acestui centru Bonom. Da. El a pornit de la un joc de cuvinte. Asta vreau să vă și întreb. Cine a fost cu ideea acestei denumiri, Bonom? De unde? Sincer, a venit și din partea doamnei viceprimar și din partea domnului primar. Împreună am făcut tot felul de... am căutat tot felul de titluri. Ne-am gândit cum să-l denumim. Să fie cât mai sugestiv, probabil. Exact, exact. Și atunci ne-am oprit la acest titlu Bonom, gândindu-ne la bunătatea persoanelor care urmau să vină în acest centru. În sensul că au o bunătate peste care nu și-a pus amprenta zilelor noastre, zilele ce prezentul, în care da, trăim, vremurile da, în care trăim, da. Ei au rămas undeva cantonați din avem în imagini, colegii din regie deja difuzează imagini cu... Deci, dincolo de dizabilități, da, dincolo de dizabilități, de realitatea dizabilităților, da, cum mai vorbeam împreună, da, ei sunt, au această bunătate. Au o inocență. Și am considerat că acest titlu spune Bonom. Da. Spune totul, omul bun. Da. De aceea am și intitulat și eu ediția de astăzi Omul Bun. Și am să explic telespectatorilor, o să fac o mărturisire așa cu onestitate, că ideea acestei emisiuni mi-a venit discutând cu niște părinți ai unui copil
devenit acum, iată, major, pentru că de asta le zicem adulți, pentru că între timp au împlinit 18 ani, care mi-au spus că nici nu ne imaginăm noi, ceilalți, cât de mult înseamnă pentru ei acest centru de zi, cât de mult înseamnă ca ajutor pentru părinți și cât de recunoscători sunt că s-a înființat un asemenea centru în Buzău. Mărturisesc că nu știam la vremea aceea și am aflat apoi cu surprindere că multă lume nu știe. Și atunci am zis că merită adusă în fața telespectatorilor această chestiune și merită vorbit despre, așa cum am zis, centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități. Bonom. Bun. Între ce vârste sunt cuprinși? O să le zicem copiii, să facem o înțelegere, să le zicem copii, pentru că, pe de o parte, orice copil, indiferent de vârstă, rămâne copilul nostru, sunt copiii noștri, ai tuturor. Pe de altă parte, pentru că dizabilitățile, ele însele, îi fac cumva, îi determină cumva să rămână copii. Între ce vârste sunt cuprinși? Accesul în centru de zi este permis persoanelor cu dizabilități adulte, însemnând aici peste 18 ani. Avem în prezent beneficiari cu vârsta cuprinsă între 19 până la 45 de ani. Până la 45 de ani. Avem și o beneficiară care are 45 de ani. Aici este, cred, o zi de naștere. Ceva. Da, o zi de naștere. Mm-hmm. Da, trebuie să recunosc că și eu, uitându-mă peste imagini, nu mi-am putut da seama de vârstele lor. Sigur, unii sunt, se vede că sunt un pic mai mari. Bun, când s-a înființat acest centru? Că aș vrea ca telespectatorii să știe, da capul al fine, cum istoria centrului de zi. De unde, cine a fost cu ideea, cum a venit... Acest centru a început ca și o discuție undeva prin 2018. A venit la inițiativa părinților unor copii cu persoane adulte cu dizabilități. Ne-am întâlnit cu asociația. Asociația a avut o discuție cu domnul primar. Domnul asociația primar, a cărei reprezentantă este doamna Neagu aici de față. Da. Bun. Apoi, încet, încet, lucrurile au început să se miște. Am identificat acel spațiu. Uh-huh. Domnul primar a fost de acord să iată, să aloce... pare pomului de iarnă. Da, da, da. Să aloce fondurile necesare amenajării acestui spațiu care arăta groaznic, era un punct termic dezafectat. Sigur, toată lumea știe cum arată un punct termic. Da. Uite, îmi pare rău că chiar n-am avut niște imagini ca să vadă și telespectatorii. Da. Îmi imaginez că au trebuit făcute investiții serioase acolo. Da, investițiile au fost făcute din buget local de către uh-huh. Primăria Municipiului Buzău. Uh-huh. În 2022 s-a aprobat înființarea prin hotărâre de Consiliu local. A urmat apoi un protocol de predare primire între Primăria Municipiului Buzău și Direcția de Asistență Socială în structura căreia urma să funcționeze centru. Acest centru. Mm-hmm. Da, pentru că direcția are personalitate exact, juridică. Da, personalitate juridică. Au urmat toate procedurile de recrutare a personalului, de selecția dosarelor beneficiarilor. Adică un lung drum, da, înțeleg un lung drum. Vă dați seama, da. Dacă am început să discutăm din 2018 și am început să funcționăm efectiv în mai 2022, deci aproape 4 ani. Da. Dar 4 ani, ce a fost cu folos. A fost cu folos mm-hmm. pentru că răspunsul din partea aparținătorilor, să le spun așa, familiilor, pentru că aici vin tineri din familii, nu din sistemul de protecție, a fost unul pozitiv și foarte bun. Da, înțeleg. Cui se adresează centru, Narcisa? Centrul se adresează persoanelor care au domiciliu în municipiul Buzău și care au fost încadrate într-un grad de handicap în urma evaluării Comisiei de Expertiză și care îndeplinesc condițiile de vârstă. Uh-huh.
Adică să fie majori. Să fie majori. Și care, bineînțeles, își doresc să socializeze, să-și facă prieteni, să petreacă un timp liber plăcut. Este un serviciu acesta. Este un serviciu social. Este el cu plată? Nu, nu. Este un serviciu, este un serviciu asigurat de municipalitate, exact, în cadrul contextului larg al atribuțiilor privitoare la asistența socială. Da. Da. Deci cam cât au durat lucrările de amenajare? Cred că vreun an, doi? Au fost începute, cred că, spre finalul anului 2019, da, și s-au terminat la finalul anului 2021. După da, care... Undeva în decembrie 2021, cam așa. Înțeleg. Care sunt condițiile în care poate fi accesat serviciul ăsta? Deci ce trebuie să facă în concret un aparținător, familia, cum vrem să-i zicem? În primul rând, clar, trebuie să formuleze o cerere pe care o depune fie la sediul Direcției de Asistență Socială, fie la sediul centrului. Inițial, când au depus dosarele, nu era încă funcțional și au depus la sediul direcției. Acum tot se adresează acolo, la centru. O cerere însoțită de câteva documente, după care asistent... Ce fel de documente? Documentul de identitate, da, certificatul de încadrare în grad de handicap, da, și eventual recomandarea medicului pentru ședințele de kinetoterapie, pentru că în cadrul centrului oferim și ședințe de kinetoterapie. În funcție de afecțiune avem nevoie de recomandarea medicului specialist pentru asta, ca să nu... Ca să știți ce terapie, de ce anume terapie are nevoie dacă fiecare. Dacă mi se permite să facă așa ceva. După care asistentul social o să facă evaluarea inițială, se elaborează un plan personalizat de intervenție pentru fiecare beneficiar în parte, în care se stabilește numărul de ședințe de kinetoterapie, de psihoterapie, în funcție de... Deci nu se face așa la întâmplare, nu, facem la toți kinetoterapie, numai dacă e nevoie. Echipa care lucrează în centru stabilește planul acesta personalizat. Se dă o decizie de încadrare, o decizie de aprobare a dreptului de a beneficia de servicii, după care poate veni la centru. Bun. Ce probleme de sănătate, doamna Neagu, dumneavoastră trebuie să știți foarte bine, pentru că reprezentați asociația, iată, la nivel de țară, asociația despre care vorbeam la început. Ce probleme de sănătate au copiii care vin aici la centru? Și nu numai la centru, și în asociația noastră. Și în asociația noastră are un număr de 180 de copii. Asta vreau să vă spun. Deci dumneavoastră deja puneți problema dintr-un alt punct de vedere. Eu pun al asociației la general. Sigur, foarte bine, și vă ascult. Pentru că eu reprezint absolut toți copiii din asociație și ei au un diagnostic asociat. Unii sunt cu Down, cu autism, cu retard, cu tetrapareză spastică, cu paralizie. Deci sunt diferite diagnosticurile. Și copiii sunt, chiar dacă au același diagnostic, să știți că diferă între ele. Unii sunt mai accentuați, alții sunt mai puțini. Există în medicină o vorbă, nu există boli, există bolnavi. Exact, da. Adică de înțeles ce spuneți. Da. Sigur. Sigur că da. Și fiecare copil are dreptul de a face terapii în funcție de gravitatea bolii pe care o au. Ca și în centru, unii fac kinetoterapie, alții fac psihologic, alții fac logopedic. Dar ce fel de terapii se fac aici la centru? Deci în centru se acordă trei categorii de servicii sociale. Ședințe de kinetoterapie, de consiliere psihologică și de ergoterapie. Și în funcție de fiecare beneficiar în parte se stabilește numărul de ședințe, programul pentru fiecare săptămână. Ce este aceea ergoterapie? Ce înseamnă? Aș vrea să explici, pentru că ergoterapia să înțeleagă și cei de acasă care ne privesc acum. Ergoterapia este terapia prin muncă. Aha. Activitățile de ergoterapie se pot desfășura fie individual, fie în colectiv, în grup. Și ele pot fi activități recreative sau activități creative. Ce, de regulă, ei preferă activitățile recreative. Adică cele în care se joacă, dansează, le place foarte mult să danseze și să asculte muzică. Cu zâmbetul pe buze, de asta mă uit. Da. Par fericiți. Da, așa și sunt. Chiar așa, se simt bine acolo. Sper că așa sunt. Da.
Iar în activitățile creative, ei fac ateliere de lucru în care pictează, modelează, fac diverse obiecte decorative și mai nou își doresc să facă obiecte pe care le oferă, au făcut așa și au făcut ca un obicei. Ziua de naștere a unuia dintre ei este sărbătorită așa, oferind ca și dar obiectele făcute de ceilalți. Foarte frumos. Deci un fel de obiecte handmade, ca exact, să le zicem exact, așa. Da. Da. Cam așa. Se leagă prietenii aici în centru? Da. Da. Oricum sunt legați afectiv, da, ei se cunosc. Oricum când... se cunosc. De la întâlnirile pe care și eu le fac la rândul meu cu toți copiii, îi scot în parc, îi duc în excursii, fac serbare pentru ei, pentru pomul de Crăciun, la 1 iunie, deci tot timpul eu... Dumneavoastră aveți feedback-ul de la copii. Da. Cum este? Cum... Dumneavoastră sunteți mulțumită? Că sunteți președinte de asociație. Eu sunt mulțumită de ceea ce și fac în centru și ceea ce facem pentru ei. Pentru că dumneavoastră, împreună cu municipalitatea, v-ați dat mâna, ați surmontat neajunsurile, greutățile, da? Și ați făcut ceva grozav. Exact. Împreună. Să știți că în întâlnirile noastre cu părinții, tot timpul ne-am pus problema de înființarea unui centru de zi. Pentru că copiii au un centru de zi, copiii până în 18 ani. Problema era de la 18 ani în sus, în care noi nu mai aveam unde să mergem nici la terapii, nici să poți întâlni și să se întâlnească ei, să facă ei diferite discuții între ei, că să știți cât de fericiți sunt când ei se întâlnesc și își găsesc... Da, iată, se vede pe chipurile lor. Sigur că da. Își găsesc diferite lucruri care le fac împreună și empatizează unul cu celălalt. Să știți, contează enorm. Eu vă spun din prisma mea ca mamă. Pentru că eu știu cum vine copilul meu de la centru și îmi spune că astăzi am deci făcut asta. Deci aveți și dumneavoastră un copil eu la sunt, centru. Da, sigur că da, înțeleg. Sunt mama unui copil. Altfel, să știți că în această asociație eu sunt voluntar și fac ceea ce fac de dragul copiilor acestora, pentru că știu ce înseamnă ca mamă de copil, știu ce înseamnă să ai un copil cu probleme. Și... copiii din asociație deja mă cunosc, știu cine sunt, ce reprezint pentru ei, deja mă întreabă, când mă duc în centru mă întreabă, când facem excursie, când ne duceți încolo, deci pentru ei contează enorm să iasă din familie. Unde faceți excursii? Cine noi le face, facem. Unde le noi faceți? Le facem, doamna, eu le fac excursiile. Cum? În țară, am fost în țară, am fost și la Maramureș, și la Moldova, și pe unde nu i-am dus, să știți. Am fost ieșită din țară, în Croația, la din un festival. Din ce bani iertați-mi că... Din sponsorizările ale asociației. Din, deci atrageți cumva... Da, de la sponsori. Bunăvoința unor sponsori. Sponsori care întotdeauna au fost alături de noi. De noi... ca și părinți de copii cu probleme și am putut să organizăm aceste excursii. Eu și acum am fost cu ei la Palatul Copiilor. I-am dus la un spectacol la Palatul Copiilor la București. De-au văzut un spectacol foarte frumos. Deci a fost o fericire pe ei că numai faptul când se urcă în autocar și văd că sunt cu toții și sunt așa de bucuroși și fericiți că pleacă. Deci bucuria pentru ei o constituie comuniunea. Exact. Exact. La tratament mergeți cu... La tratament merg, eu fac... Copilul cu dumneavoastră? Da, sigur că da, eu fac în fiecare an recuperare cu copilul. Merg odată la Monteorul aici, la noi la Buzău, odată merg la Techirghiol, pentru că altfel copilul și-ar pierde mobilitatea. Costurile sunt destul de mari. Cine suportă aceste costuri? Noi ca părinți. Statul nu are nicio reglementare are în sensul acesta? Normal și legal are dreptul, dar numai că o parte din costuri le suportăm și noi ca beneficiari. Și nu știu dacă știți că indemnizația unui tânăr cu dizabilități este de 526 de lei.
atât este venitul pe care îl are. O parte din ei au mai prins... Insignifiant. Da, este foarte greu. Insignifiant. O parte dintre ei au mai prins ieșirea la pensie, a fost un o lege 263 pe 2016 parcă, în care s-a putut ieși pe incapacitate, dar foarte puțin au prins și s-a scos și sunt o parte din ei care mai au în lucrul ăsta de 1000 de lei, dar în rest sunt cu 526 de lei. Ce să faci de banii ăștia? Că nu știu dacă ți-ajung nici de mâncare, dar aminte de tratament. Bun, statul în ce procent suportă cheltuielile cu, ce spuneați adineori, cu tratament? Păi suportă foarte puțin. Dacă eu plătesc cât? 1200 de lei pentru terapiile de la Techirghiol și eu ca însoțitor, la rândul meu și eu plătesc 1800, deci eu 3000 de lei trebuie să i-am puși deoparte pentru a plăti terapiile la Techirghiol. Da, deci costurile sunt și pentru părinte și pentru părinte copil. Și pentru, da, da. Adică, deși în lege se stipulează că sunt gratuite, că iau niște beneficii fiind persoană cu dizabilități, dar... Unde vă loviți totuși de... Unde vă loviți de... Păi ne lovim în situația în care, uite... Dacă legea spune că sunt gratuite, unde întâmpinați greutăți? Și chiar și oriunde mergi cu el, oriunde mergi cu el, că nici și medicația, da, te duci nimeni la medicul de familie, nu ți-asigură că gratuit. Te duci cu rețeta la farmacie și că chiar iei tratamentul gratuit și pleci acasă. Nu, automat o cumperi. Da, greu. Greu. Este foarte greu. Da. E greu, iată, poate printre cei care ne privesc acum de acasă se află, mă gândesc, oameni care au bani și pot ajuta asociația în vreun fel, pentru că sunt copiii noștri toți, suntem legați unii de alții cumva și iată că de unul singur nu poți face mare lucru. Tot timpul în comuniune, tot timpul cu ajutorul celorlalți. Dacă îmi permiteți, aș fi vrut să completez. Din punctul meu de vedere, acest centru a creat oportunitatea ca acești tineri să se întâlnească zilnic. Lucru care și-l doreau, poate și asociația ar fi dorit, dar nu putea să pună la dispoziție o locație unde ei să vină zilnic și să primească un set de servicii sociale, de dezvoltare a abilităților, sigur. Pur și simplu să se întâlnească. Și atunci centrul, într-adevăr, a reprezentat și sperăm să reprezinte cât mai mult timp această oportunitate, astfel încât ei să aibă un loc unde să se întâlnească. Știi că mai vorbeam înainte de emisiune și voi spuneați că sunt unii dintre copii care spun că vor să vină și sâmbăta și duminica. Iată, asta spune ceva. În momentul... Asta o știm tot de la... Dorința lor este de socializare. Da. Da. Enorm contează pentru ei, să știți că ei sunt tineri și își găsesc între ei diferite discuții, orice, subiecte comune. Orice subiect, da, orice, activitățile pe care le fac. Sunt foarte mândri că personalul îi empatează cu ei și... îi ajută să facă anumite abilități, să creeze ceva. Pentru ei asta contează. Faptul că au ieșit din familie. Că au ieșit din familie și s-au dus într-un centru unde au putut să se întâlnească unii cu ceilalți. Păi dați-mi voie să cred că și pentru noi contează foarte mult socializarea. Să ne amintim, da, în vremea pandemiei, când am fost constrânși să... Aceea a fost o mare piedică, greu de surmontat pentru noi, dar minte pentru copii cu dizabilități. Și exact, sigur. Deschiderea centrului a avut loc chiar în perioada de după pandemie. Da, așa toată este. Lumea avea nevoie de o gură de aer. De înflorire, da. Așa după este. După perioada aia de izolare și ei cu atât mai mult. Da. Spuneți-mi, putem vorbi despre abilități dincolo de dizabilități? Voi știți mai bine, fiind mai aproape de ei, au niște abilități? Ușoare.
abilități ușoare. Nu poți să spui că poți ușoare merge... sau mai puțin ușoare, mai dar puțin cred ușoare. Că au totuși. Au. Dar sunt unii mai înclinați spre desen? Uite o întrebare. Da, sunt. Sunt alții înclinați, da. Mai înclinați spre, da. Nu știu, orice altceva. Da. Pictură dar, sau nu știu ce. Acest grup care frecventează centru, nu știu dacă ar putea frecventa să meargă spre un serviciu, să aibă... nu. Deci copiii ăștia chiar nu pot. Păi să ne gândim că aceeași problemă este și la copiii sănătoși. Există un segment unde statul nu mai are ce face. După 18 ani, ei nu se angajează, poate nu merg într-o formă de învățământ superior, nu se pot întreține, da? Și atunci rămân ai nimănui, cumva, cumva, cu ghilimele de rigoare, desigur. Dar minte, acești copii, iată totuși sunt în familie, iată totuși vin aici la centrul acesta de zi. Care este programul centrului de zi, Gabi? Programul centrului de zi este de luni până vineri, de la 8 la 16. Tinerii vin în două... Hai să nu ne uităm vorba. Am rămas la programul centrului. Deja colegii din regie îmi spun că este timpul pentru o scurtă pauză. Revenim după pauza de publicitate. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc că tema emisiunii de astăzi este Omul Bun și că invitatele mele sunt doamna Antonescu Gabriela, director executiv al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, doamna Neagu Filoftea, președinte al Asociației Copiilor cu Handicap Fizic din România, filiala Buzău, și doamna Ionescu Narcisa, coordonator Centru Bonom și șef Serviciu Asistență și Protecție Socială în cadrul aceleiași Direcții de Asistență Socială. Vă reamintesc de asemenea că astăzi discutăm despre centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități Bonom, de aceea am și intitulat ediția de astăzi Omul Bun, și că Omul Bun vizează de fapt persoanele cu dizabilități care beneficiază de serviciile acestui centru. Deci nu pe noi, cei chemați să avem grijă de copiii cu dizabilități, ci pe ei. Asta înseamnă că, dincolo de dizabilități, dincolo de realitatea crudă a vieții, acești copii deveniți între timp majori, sunt copii buni, sunt copii tandri, duioși, drăgăstoși, generoși și așa mai departe. Doamna Neagu, cum sunt copiii? Sunt. Că dumneavoastră vă duceți des cu ei, îi puteți vedea. Copiii sunt fericiți, sunt tot timpul cu zâmbetul pe buze. Crăciunul. Crăciunei. Vedeți câtă fericire pe chipurile lor. De multe ori când pășim și intrăm pe ușa centrului, se salută între ei, să-i vedeți cum se salută între ei și ce fericiți sunt că se reîntâlnesc, da, că se regăsesc în centru. Să știți că foarte greu a fost pentru noi ca mame până am realizat și am fondat acest centru. Pentru că noi ca mame am avut nevoie și noi de o gură de aer, și de oxigen, pentru că vrem să mergem, să facem și noi o cumpărătură, vrei să te duci la medic, vrei să te duci undeva unde ai o problemă, nu ai cu cine să-l lași. Iată, unde sunt aici copiii? La centru. La o zi, nu, unde? La ce eveniment? La o zi de naștere. Da. Și mamele și-au dorit din suflet acest centru pentru că, v-am spus, simțeau nevoia ca acești copii să fie lăsați undeva în siguranță, să-și pot rezolva și ele anumite probleme. Pentru că și noi, ca orice cetățean, ca orice om pe pământul ăsta, avem nevoie să ne rezolvăm și problemele familiare. Și nu poți să-l lași în casă singur ca să poți să pleci să faci anumite probleme. Și aici ei și-au regăsit locul. Așadar, din ce înțeleg eu, beneficiile sunt de ambele părți. Exact. Și copii și părinți. Exact. Exact. Și părinții aveau nevoie de lucrul ăsta. Pentru că este foarte greu să ai un copil cu probleme. Iată, câtă fericire se îmbrățișează. Vedeți câtă fericire pe ei. Da, da. Sunt prieteni. Asta spune tot. Aceste imagini. Da. Să știți că beneficiile sunt și
pentru autoritatea locală. Foarte interesant ce îmi spui acum. Pentru că, și de luat în calcul. Da. Pentru că chiar dacă este la nivel micro, este un centru cu 25 de locuri, rezolvă totuși o problemă pentru 25 de persoane. Sigur. Exact. Și deci, pentru 25 de familii. De familii. Revenim la program, că uite, asta discutam mai înainte de pauza de publicitate. Deci programul este 8-16 de luni până vineri. Da. Știu că îmi spuneai că ar vrea să vină și sâmbătă și duminică. Da, așa ar dori. Poate să cum, vină poate și cum voluntariat, de ce în nu? Vacanțe. Sau în vacanțe, sau da. În perioada concediilor, sigur. Sigur că da. Da, asta spune multe, pentru că înseamnă că acolo ei se simt bine. Și este clar că duc dorul centrului de zi să fie cu... care da? Sunt, da. Se stabilesc acolo. Aici au împodobit bradul ei. Da, da, da. 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 Și au făcut diverse obiecte pe care le-au pus acolo în brad și au făcut cadouri, a venit moșul. Au spus, chiar au învățat colinde, au fost la colindat. Privind pe acești copii, am senzația că ei nu știu să disimuleze ca cei pe care îi considerăm sănătoși. Ca aceea mai câte o minciunică, mai câte o exagerare, mai câte o... Dar privindu-i, îmi pare că își poartă sufletul la vedere, pur și simplu. Sunt foarte puri și sinceri. Să știți, ei nu știu să mintă. Ei întotdeauna merg pe adevăr. Pentru că așa au fost crescuți în familie și nici n-au avut spiritul ăsta de a minți, de a spune lucrurile, știu, nepotrivite. Sunt foarte sinceri așa cu ei și cu familia în și general. Și cu cei din jurul lor. Da. Exact. Da, da, da. Da. Îmi spuneați la pauză că i-ați dus la biserică. Da. Să știți că și ei știu lucrurile astea de a merge la biserică, de a se închina. M-a surprins faptul că mi-ați spus că unul din copii a aprins o lumânare pentru tatăl lui. Iată. Da, da. Da. Pentru că și ei trăiesc aceste momente, că unul din membrii familiei s-a dus și că nu mai este printre noi. Deci au aceleași trăiri ca și noi, orice membru din familie. Și le place să meargă la biserică, să știți, retrăiesc și ei momentul ăsta de a asculta slujba, de a fi împărtășiți, spovediți, deci au aceleași... Sigur, atât cât pot înțelege, ca orice copil până la urmă, da. Ca orice... Da. Așadar, reiau, există dincolo de dizabilități, abilități de desen, de dans, de orice sigur. Vreți, domniile voastre. Sigur. Cum sunt copiii aceștia? Se bucură de muzică, cred se bucură. În primul cum rând au abilitatea de a iubi. De a se iubi. Foarte frumos ceea ce ai spus acum. Sunt foarte afectuoși. Unii cu alții și nu numai. Chiar așadar, și cu limbajul pentru a ajunge la inima lor este iubirea. Da, da, cu siguranță. Mai și avem noroc că avem o echipă, o echipă de oameni tineri care lucrează cu ei aici și care... chiar reușesc să trezească în ei bucuria asta și iubirea. Asta mă întreb. Personalul care lucrează în centru, iată, chiar aș vrea telespectatorii să vadă că amenajările și dotările sunt unele dintre cele mai frumoase. Iată câtă curățenie, că mi-imagine, știm toți ce înseamnă un punct termic și de la un punct termic să ajungi la un astfel de centru modern, e ceva. Cu ce bani s-au făcut în afară de... Că știu că ați mai avut niște surse de bani în afară de banii de la... Da, așa este. De la municipalitate. Așa este. Majoritatea investiției este din bugetul local, dar am încheiat un acord de parteneriat cu Asociația Copiilor cu Handicap Fizic. Încă de la început a fost această promisiune din partea doamnei Neagu de a participa la dotarea cabinetului de kinetoterapie. Cu banii asociației au fost luate aparate de kineto, bicicletă, bandă,
stepper, aproape toate aparatele care sunt în copiii cabinet. Folosesc cu în mod constant, da? În funcție de recomandările medicale. Aici ce beau? E clar că toți beau ciocolată caldă. Ciocolată caldă. Da. Le place lor ciocolata caldă. Da. Da. Există părinți care și-au oferit sprijinul financiar? Da. Au făcut diverse donații, fie sub forma obiectelor acestea, rechizite, jocuri. Până și eu, ca asociație, am adus tot felul de jocuri, tot felul de chestii. Ce au ei nevoie pentru ședințele de ergoterapie? Deci pentru a desfășura activități. Da. În afara produselor și materialelor cumpărate de direcție, care alea intră în atribuția noastră și încercăm să ne achităm onorabil. Da, știu, voi sunteți o direcție care consumă. Da. Da, da, nu aduce, aduce venituri. În schimb, de asistență socială, sigur, nu-i cheltuim bani. În schimb, beneficiul este în altă parte. Beneficiul este în oameni. Nu și se măsoară în bani, da. Sigur că da. Și mai îmi place mie să spun într-un fel... Iată ce, câtă prietenie, da, câtă afecțiune, câtă bucurie. Da, Gabi, te ascult. Voiam să spun că în toată relația asta de parteneriat cu toți pe care i-am întâlnit, n-a contat destinația, a contat călătoria, pentru că în călătoria asta am avut parteneri pe care ne-am putut baza, asociația. În preajma Crăciunului am avut o societate comercială care ne-a ajutat cu niște produse să facem cadouri. Ce frumos! Iată! Părinții care au venit la fel și care, spre exemplu, sărbătoresc de fiecare dată zilele de naștere cu bomboane, cu torturi, cu baloane. Deci partenerii noștri sunt de calitate și sperăm să-i avem cât mai mult timp. Aș fi vrut să vă întreb dacă... din perspectiva problemelor de sănătate pe care le au, există riscul poate al unor manifestări mai, eu știu, de oarecare agresivitate sau de, însă privindu-i am serioase dubii că, deci este clar, cel puțin din ce văd eu, că e un climat plăcut aici. Da, nu. Poate că manifestările bolilor conduc spre această idee. Pot fi, idee, da. Dar în centru nu am avut un astfel de incident sau o manifestare agresivă, fie față de personal, fie față de un alt coleg. Ei cât stau? Cam câte ore pe zi stau în centru? Activitatea centrului a început pe două segmente din zi. Prima parte a zilei între 8 și 12 o grupă, 12-16 grupa a doua. Ne-am hotărât să facem, să alegem acest mod de lucru, ținând cont și de afecțiunile tinerilor și de capacitatea lor de a se concentra o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp în centru. E o modalitate de lucru care a funcționat. Da, întreb. Toți cei 25 stau de dimineață până la 4 sau... Acum depinde și de programul dânșilor. Poate unii au de făcut niște terapii altele decât se oferă în centru sau merg la diferite evaluări. Atunci programul nostru se pliază pe programul tânărului respectiv. Deci ei sunt prioritatea, absolut, oricum ar fi. Absolut. În toate situațiile. Și în fiecare săptămână se face un program pentru săptămâna următoare de comun acord cu beneficiarii. Cu părintele, da. Pentru că fiecare și știe. Și nu e bătut în cuie. Uh-huh. În funcție de ce nevoie au ei, pot schimba, pot veni dimineața sau pot veni după amiază, uh-huh, depinde cum doresc și cum se trezește fiecare. Am încercat să ne pliem cât am putut pe nevoile lor. Uh-huh. Există perspectiva, să zic așa, creșterii numărului de locuri? Pentru că 25 nu mi se par multe, dar nici puține. Având în vedere că sunt probleme serioase de sănătate,
25 totuși, să ai 25 de persoane cu dizabilități e destul de delicat. Dar întreb ca perspectivă, pentru că probabil, vă și spun de ce întreb, probabil că mai sunt părinți care și-ar dori să-și aducă copiii aici. Da, dar putem face și prin rotație. Chiar dacă se depășește număr, poate sunt alții care vor să vină. Dar facem prin rotație. O săptămână care vine, vin alții care sunt dornici să vină. Și tot așa ne rotim dacă sunt, cererile sunt foarte mari. Din perspectiva municipalității. Din perspectiva municipalității, da? Dacă vom avea un număr de cereri mai mare și care să nu permită această rotație, poate vom găsi resursa financiară să mai creăm încă un astfel de centru. Uh-huh. Aici spațiul nu permite un număr mai mare. Un număr mai mare, da, da. Spațiul acestui centru Bonom este suficient pentru... Optim, probabil. Da, optim. Da. Pentru 25 de persoane. De tineri, da. Uh-huh, uh-huh. Înțeleg. Tu, Narcisa, știi că am mai vorbit. Când tu cu ce sentiment intri acolo pe ușa centrului când te duci? Pentru că sunt convinsă că tu te duci mai des decât Gabi, de exemplu, fiind coordonator direct. Știind că ei sunt bucuroși să vină acolo, întotdeauna mă duc și eu cu bucurie. Și având în vedere că de când s-a deschis centrul nu au fost probleme, nu, tot timpul am avut un feedback pozitiv de la părinți, mă bucur că am reușit să facem ceva bun pentru ei. Întotdeauna mă duc cu bucurie acolo și ei mă întâmpină cu bucurie. Sunt foarte afectoși. Iată. Vin, ne îmbrățișăm. Dar știe că e șefa centrului. Uh-huh. Trebuie să fii dăruit cumva pentru... Trebuie să așa cum sunt și cei care lucrează acolo, echipa care lucrează acolo. Probabil că și atitudinea lor contează foarte mult în crearea climatului de acolo. Sigur, îi știi mai bine, deci spui că toți sunt tineri. Toți sunt tineri, toți sunt implicați, doresc. Și cu disponibilitate afectivă, exact. Pentru că copiii aceștia probabil că te simt mai mult decât alții. Da. Probabil. Da, cu siguranță. Păi, mă gândesc, doamna Neagu, pe dumneavoastră, ce anume v-a motivat în demersul de înființare a centrului aici la Buzău, dincolo de chestiunea de ordin personal? Trebuie totuși că aveți și alte resorturi care v-au pus în mișcare. Păi, și dorința părinților. Vă dați seama că noi ca și părinți ne-am dorit foarte mult ca și la noi pe plan local să avem un asemenea centru. Că așa să-i scot doar, să-i pim și să-i aduce înapoi în familie, nu era suficient. Or, noi ca părinți ne-am gândit să mergem către primărie, să cerem crearea unui centru de zi pentru tinerii de la 18 ani în sus. Exact asta a fost ideea. Aici cred că o să ne oprim cu discuțiile pe tema centrului de zi Bonom. Intenția mea a fost și sper că am și reușit ca telespectatorii să afle că la Buzău se mișcă lucruri și se fac lucruri și se fac lucruri bune și că poate fiecare dintre noi este chemat, mai ales în vremurile pe care le trăim, să ne pese mai mult de cel de lângă noi, să ne intereseze mai mult de starea de bine și a celorlalți, nu doar de starea noastră personală de bine. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost astăzi prezente aici. Dragi telespectatori, ne luăm la revedere până săptămâna viitoare și vă spun să ne vedem cu bine.